Ia să mă uit și eu la Scooby-Doo. Simonica, cine-i castelul, mă? Si mă sună, mă cheamă la ora asta, fraților. Voi nu dormiți? Aoleu, bună seara, dar pe cine căutați? Nu vă supărați. Bună ziua, doamnă. Îmi permiteți să intru puțin? Sunteți sigur că n-ați greșit destinația? Cimitirul e la două străzi mai încolo, domnule, da? Intrați, da. Da. Spuneți, care este problema? Deci mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit înăuntru. Numele meu este Copăcel Crengoiu și suntem vecini, eu stau deasupra dumneavoastră, da. Băi, Martalogule, my name is Simona și tu ești aproape mort, da? Stai tu deasupra mea, cred că stai la 2 metri sub pământ, băi, că miroși tot a naftalină, nebunule. Ce vrei de la mine? Ce castelul, mă, te vrei la ora asta? Când mă uitam și eu la Scooby-Boo, acum mă înfrești pe mine la melodii. Am venit să vă ofer o carte scrisă de mine. Se numește Confesiuni și este scrisă cu iubire și dragoste pentru o doamnă așa de drăguță și de tânără ca dumneavoastră. A, vrei să-i dai lui Simona o carte? Dacă îți dau una, acum de zboară pleașca aia din cap, ai auzit? Băi, Mihai Creang, Mihai Emnescu, cine castelul, mă, ești? Simona n-are nevoie de cărți, da? Și vezi că Catedrala Mântuirii Banului nu este aici, da? Tu, te dracului, și cumpărăți un sarcofag, ci cu cartea asta mă frești prin la cap. Dar cât costă răgălia asta, racleta asta de carte? Nu costă nimic, stați liniștită, vă dau din suflet. Și după aia, poate ne vedem și la mine în apartament, să bem o cafeluță, să ne împărtășim idei, să mai stăm așa la vorbă, cine știe... Da? Ia ieși tu, mata, afară, așa. Și dacă cumva mai îndrăznesc să vii la Simona să o deranjezi, da? Îți zbor o carte de-aia în gură, o înghiți și mai chem și smurdul, da? Deci te rog frumos, la biserică, 2 metri sub pământ, mai încolo, da? Am eu față de pompi funebri, castelul măsii. Ia uite, frate, mă caută numai martaloși de ăsta. Băi, da, un Michel Morone să mă caute și pe mine, numai cadavri de-astea. Castelul. Ia uite-l, frate, mumia.